Carpații Oriental. Reprezintă ramura estică sau răsăriteană a Carpaților Românești. Sunt situați între granița cu Ucraina la nord, Valea Prahovei la sud-vest. La vest de aceștia se află depresiunea colinară a Transilvaniei, la est Podișul Sucevei, care este o parte, o subunitate a Podișului Moldovei, Subcarpații Moldovei și Subcarpații de Curbură. Au altitudini cuprinse între 1000 și 1900 de metri, cu mici excepții. Cel mai înalt vârf este vârful Pietrosu Rodnei, din munții Rodnei, care are 2303 metri. Sunt puternic fragmentați, masivele fiind dispuse în șiruri aproape paralele pe direcția nord-vest-sud-est, despărțite de depresiuni și de văi. Enumerăm o parte dintre aceste depresiuni: depresiunea Maramureșului, depresiunea Giurgeului, depresiunea Ciucului și depresiunea Brașovului. Toate acestea sunt depresiuni tectonice. Au resurse de subsol și suprafață: păduri, ape minerale, roci de construcții, în care enumerăm andezitul, calcarul, gresia și bazaltul, minereuri feroase și neferoase, dar și cărbuni. Pot fi împărțiți în trei grupe: grupa nordică sau Carpații Maramureșului și ai Bucovinei, între granița cu Ucraina la nord, și culoarul depresionar, depresiunea Dornelor, depresiunea Câmpulung Moldovenesc, depresiunea Gura Humorului la sud. Grupa centrală, mărginită la nord de culoarul depresionar menționat anterior, iar la sud de depresiunea Brașovului și Valea Oituzului. Grupa sudică sau Carpații Curburii, mărginită la nord de depresiunea Brașovului și Valea Oituzului, iar la sud-vest de Valea Prahovei. Vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă sau un atlas geografic, descoperă din ce tipuri de roși sunt alcătuite masivele din Carpații Orientali. Realizează un tabel asemănător celui de mai jos, în care să grupezi masivele în funcție de grupa din care fac parte și tipul de roși din care sunt alcătuite. Vă doresc succes în rezolvarea acestei sarcini de lucru!